Jocul igienei, resurse educaționale deschisă pentru clasa 5 -a la disciplina consiliere și dezvoltare personală. Pentru început, vă propun să realizăm împreună un rebus. La finalul acestuia, pe verticală, de la A la B, vom obține cuvântul care denumește tema jocului de astăzi. Pe primul rând, afirmația care ne ajută să găsim cuvântul corect este următoare. Pentru a ne spăla corect pe dinți, avem nevoie de periuța de dinți. 2. E important să ne tăiem de la mâini și de la picioare. Răspunsul corect? Unghiile. Afirmația 3. Spălatul ne ajută să îndepărtăm de pe pielea noastră. Răspunsul corect? Microbii. Afirmația 4. Peria de păr sau pieptenele sunt obiecte personale care nu se împrumută. 5. Folosind apa și vom avea mâinile curate. Alături de apă, noi folosim săpunul. 6. Înainte de a le consuma, fructele trebuie spălate. Observăm că pe verticală am obținut cuvântul igiena. Acesta este termenul pe care îl folosim pentru regulile pe care le respectăm pentru a ne păstra curățenia și a ne menține sănătatea. Pentru a începe acest joc, care are ca scop verificarea cunoștințelor voastre despre igiena personală, vă rog să realizați și voi în caiet un astfel de tabel. Notați în prima coloană tabelului tipurile de igienă scrise. Igiena corporală se referă la curățenia corpului, igiena mâinilor, igiena dinților, igiena nasului, igiena unghiilor și igiena părului. În a doua coloană, pe parcursul jocului, va trebui să notați cifrele corespunzătoare fiecărui tip de igienă. În jocul nostru vom porni de la start și avem 27 de căsuțe care conțin afirmații sau imagini pe care voi trebuie să le asociați unui tip de igienă. De exemplu, dacă la numărul 1 scrie folosim săpunul, aceasta este o afirmație care o putem nota la igiena corporală, pentru că putem folosi săpunul atunci când ne spălăm corpul, vom nota aici cifra 1 și la igiena mâinilor. Notăm și aici cifra care corespunde afirmației date. Așadar, e posibil ca una dintre afirmațiile din căsuțele jocului să poată fi potrivite la unul sau mai multe tipuri de igienă. La final, fiecare tip de igienă va avea notate mai multe cifre în dreptul său. Un alt exemplu: dacă la căsuța 14 avem o perie de păr, numărul 14 îl vom nota la igiena părului pentru că peria o folosim pentru a pieptena părul și a menține sănătos. Veți continua astfel până vom ajunge la final. Atunci vom verifica împreună răspunsurile corecte. În speranța că ați înțeles regulile jocului, vă propun să începem. Vă urez succes! Nu uita! Notează numerele corespunzătoare fiecarei căsuțe la tipul de igienă căreia îi se potrivește afirmația sau obiectul reprezentat. Start 1. Folosim săpunul 2. Păstrăm unghiile curate 3. Schimbăm periuța de dinți la 3 luni 4. Apa de gură 5. Ne spălăm zilnic corpul. 6. Curățăm nasul de secrețiile nazale. 7. Săpunul. 8. Tăiem la timp unghiile. 9. Spălăm și periem corect dinții. 10. Prosop. 11. Curățăm pielea cu apă 12. Ne spălăm pe dinți după fiecare masă. 13. Batista de hârtie o folosim o singură dată. 14. Perie de păr. 15. Periuță de unghii. 16. Pieptănăm zilnic părul. 17. Pastă de dinți. 18 ață dentară. 19. Periuță de dinți. 20. Spălăm părul cel puțin o dată pe săptămână. 21. Ne spălăm des pe mâini. 22. Pieptene. 23. Ne spălăm înainte de fiecare masă. 24. Unghiera. 25. Șampon. 26. Nu împrumutăm Batista. 27. Gel de duș. Felicitări! Ai ajuns la finalul jocului! Ți-a plăcut jocul de astăzi? Te invit acum să verificăm răspunsurile. Revin și eu la tabelul propus unde voi nota răspunsurile corecte. Pentru a te putea verifica. E posibil să ai câteva greșeli, nu este nicio problemă. Important este că ți-ai reamintit câteva lucruri despre modul în care să îți păstrezi igiena și cât de important este să respecti regulile de igienă pentru că acest lucru te ajută să îți menții sănătatea. Revenind la regulile de igienă, te rog să te gândești la alte două reguli respectate de tine și care nu au fost prezentate în jocul de astăzi. Prezintele colegilor și realizați o listă comună care să conțină toate regulile menționate de voi. Nu uita! Igiena ne ajută să ne menținem sănătatea.